dat o rețetă moldovenească a tortului Cușmalul Guguță, un tort care e tradițional în Moldova, întotdeauna pe masa sărbătorilor de iarnă, întotdeauna se află acest desert. Deci să preparăm mai întâi aluatul. Aluatul se prepară din 250 de mililitri de untură și 250 de mililitri de smântână. În cazul meu eu am să folosesc iaurt grecesc, dar rețeta originală care se face în Moldova se face cu smântână. Am să adaug un pic de sare, doar un pic. Mai pun un pic, 15 grame de praf de copt. Sau 3 pistilețe de zahăr vanilat, mai exact 24 de grame de zahăr vanilat. Și vom folosi în jur de 700 de grame de făină. Dar o să ne orientăm în funcție de cum va absorbi făina lichidul. Se frământă un aluat. Se obține un aluat relativ ușor de lucrat și acest aluat se lasă la frigider. Este de dorit să stea toată noaptea, dar în cazul în care nu aveți timp, cum e în cazul meu astăzi, cel puțin 4 ore să stea la frigider. Cel puțin. Și acum voi crea bastonașele pentru tortul Cușmalul Guguță. Deci am să împart acest aluat în 15 bucăți. Am nevoie de 15 bastonașe. O palină are 60 de grame, am cântărit ca să știți exact, dacă nu faceți la ochi, dacă vă este mai ușor cu cântarul, să știți exact ce gramaj are. Deci 60 de grame are o palină. Cu ajutorul făcăletului întindem un plasture, eu l-am întins de 35 de centimetri lungime, lățime, l-am măsurat la ochi, mai puțin de o șchioapă, să zic așa. Pe mijloc se pun vișine din compot sau vișine în sucul lor. În Moldova se fac vișine în sucul lor, dar eu folosesc vișine din compot. Apoi se rulează. Și creăm așa niște bastonașe. Bastonașele, eu am o tavă mare, la mine are dimensiunea 35 pe 37 de centimetri, care mi încap toate 15 bastonașe. Vă orientați acum după ce vase aveți în casă, când coaceți acest tort. Se coace la 180 de grade, în jur de 18 minute. Pregătim crema. Aici am 750 de grame de mascarpone și 400 ml de iaurt grecesc. Sau puteți folosi echivalentul la smântână. Crema s-o faceți în Moldova, se face din smântână cu procentul de grăsime cel mai mare. Eu am ales să pregătesc această cremă, că nu am smântână aici. Este foarte gustos și combinația care o prepar eu. Alegeți cum s-o faceți. S-o faceți ca mine sau faceți cu smântână. Și am spus de zahăr, 300 de grame de zahăr am adăugat și acum mixăm. Am obținut o cremă foarte pufoasă. O dăm la frigider și o folosim în momentul când vom monta tortul. Acum montăm tortul. Deci primul strat îi pun un pic de cremă ca să lipim pe el blaturile, să nu umble de colo-colo, să putem monta tortul frumos. Deci primul strat o să fie din 5 blaturi. Se montează ca o piramidă, deci în strat merge 5, 4, 3, 2, 1. Cred că este printre primele torturi care le-am făcut în copilărie, din clasa 7 încă fac acest tort. Am creat o piramidă și acum o vom decora. Eu am să pun crema care mi-a rămas într-un puș și vom decora la imaginație. O să vedeți ce fac eu. Și acum îmbrac lateralele.
sfârșit se pun fulgi de ciocolată. Se lasă la frigider, cel puțin 8 ore. Este un tort care iubește să stea mai mult timp la frigider. Dar este și foarte gustos. Acesta este tortul Cușmalul Guguță. Este un tort foarte gustos. Este tortul copilăriei mele. Nu există sărbătoare de Crăciun să nu fi l-a avut în casă. Îl pregătesc de în clasa 7-a. Mie îmi place foarte mult. Vă recomand cu drag această rețetă. Sărbători fericite și vă aștept și la alte rețete de ale mele.